Cei mai buni elevi la matematică din județ s-au întors acasă de la un concurs de profil cu premii importante. În perioada 19-21 mai 2016 s-a desfășurat la Sâncraiu de Mureș, județul Mureș, concursul interjudețean de matematică, Olimpiada Satelor din Transilvania. La această competiție au participat elevii claselor 4-8 din județele Bihor, Bistrița, Năsăud, Cluj, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Selaș și Sibiu. Din Comisia de Organizare au făcut parte în calitate de vicepreședinte profesor Opriș Adonia Augustina, inspector școlar pentru matematică și profesor Chiș Floare, director școala gimnazială numărul 1 Bănișor, în calitate de evaluator. Lotul județului Sălaș, alcătuit din 11 elevi, a fost însoțit de profesor Borlea Rodica de la Liceul Tehnologic numărul 1 Sâg. Elevii sălăgeni au obținut următoarele rezultate. Mențiune, Demian Ștefania Maria, clasa 6, școala gimnazială Simion Bărnuțiu Bocșa, profesor Marcin Adriana și Boboiu Alexandra Maria, clasa 8, școala gimnazială numărul 1, Valcău de Jos, Mențiune specială, Imre David Andrei, clasa 7, -a, școala gimnazială Petri Mornuș Falău, profesor Boboiu Viorel și Galea Ioana Nicoleta, clasa 8, -a, școala gimnazială numărul 1 Bănișor, profesor Kiș Floare. Potrivit informațiilor primite de la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, Marcelu Caciu, în perioada 20-22 mai 2016 a avut loc la Oradea etapa națională a concursului de matematică. La etapa națională, Sălajul a fost reprezentat de patru elevi care au obținut rezultate notabile. Mențiune, Godza Zoltan, clasa 5-a și Vici Mark, clasa 8-a, amândoi de la școala gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău, profesor Faluved Melania. Mențiune specială, Boda Edina, clasa 6-a, școala gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău, profesor Faluved Melania și Adle Vagdora Alexandra, clasa 7-a, școala gimnazială Petri Mornuș Falău, profesor Marcus Viola.